La 20 de kilometri de orașul Brașov se află cea mai importantă fortificație ridicată de cavalerii teutoni în țara Bârsei, cetatea Feldioara. Așezată pe un pinten de deal, în satul cu același nume, cetatea este înconjurată pe trei laturi de râul Homorod și are în spate 800 de ani de istorie. A participat activ și a fost martoră la toate evenimentele pe care istoria l-a prăvălit în acest colț de țară. A fost arsă, distrusă și a renăscut pentru a ne spune povestea ei. Numele românesc Feldioara este o traducere a termenului maghiar Feldwear, ceea ce înseamnă cetate de pământ. În versiunea germană se numește Marienburg, cetatea Sfintei Marii, cu referire la Fecioara Maria, patroana Ordinului Cavalerilor Teutoni. Cetatea Feldioara are o formă elipsoidală. Cele patru turnuri dispuse în direcția punctelor cardinale se unesc între ele prin ziduri de incintă înalte de 6 metri și groase de 1,5 metri. Primele ziduri au fost ridicate de cavalerii teutoni în 1211 și continuate de comunitatea germană după plecarea acestora din țara Bârsei. Forma actuală datează din secolul XVII și a fost realizată pe baza informațiilor găsite în arhivă. Cetatea a fost restaurată între anii 2013-2017, ocazie cu care au fost efectuate și numeroase săpături arheologice. Pe latura de sud-est, unde s-a reconstituit un cuptor de pâine de formă circulară, s-au găsit ruine care datează din trei etape diferite. Cele mai vechi aparțin unei mănăstiri cisterciene. Prima atestare documentară apare în 1240, când regele Bela al IV-lea dăruiește ordinului cistercian trei biserici și fortificația de la Feldioara. Cercetările au completat istoria locuirii acestei regiuni, începând cu perioadele preistorice. Pe lângă cetate, din situl arheologic, face parte și Biserica Evanghelică Fortificată, construită parțial pe ruinele unei bazilici romanice din secolul XIII, transformată în secolul următor într-o biserică gotică, ce a dobândit un aer baroc în secolul XIX, prin modificarea unor elemente arhitecturale. Între casa parohială și biserica evanghelică în piațetă s-a găsit o necropolă, fiind identificate până în acest moment 127 de morminte. Tot aici au fost găsite 12 monede romane, 6 dinari, atribuiți lui Gheza al II-lea și Ștefan al III-lea și 3 cercei ce datează din a doua jumătate a secolului XII.
După felul în care arată aceste morminte, specialiștii au concluzionat că acestea aparțin primului val de coloniști germani veniți în Transilvania după mijlocul secolului XII. În anul 2013, marele maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni din Viena, dr. Bruno Platter, a vizitat localitatea, cetatea și biserica, însoțit de 35 de cavaleri, cadre ale unor universități de prestigiu din Austria. Parcursul cavalerilor teutoni în țara Bârsei este următorul. În 1211, regele Ungariei Andrei al II-lea donează țara Bârsei cavalerilor teutoni, cu scopul de a apăra granițele regatului ungar de năvălirile cumanilor și pentru a converti populația creștină ortodoxă existentă aici la catolicism. Cavalerii teutoni sunt cei care aduc în regiune etnici germani, în special agricultori și meșteșugari. Despre acest act, diploma cavalerilor teutoni ne spune următorul lucru. Am dăruit din dragoste frățească lui Herman, magistrul Ordinului Ospitalierilor Sfintei Maria a teutonilor din Ierusalim și fraților săi, atât de față cât și viitori, acea țară, ca să o locuiască în pace și să o stăpânească slobod pe veci, pentru ca prin conviețuirea cu ei să se întindă regatul nostru, iar prin rugăciunile lor, milostenia să fie adusă în fața lui Dumnezeu. Afară de aceasta, le-am îngăduit ca, de se va găsi în sus numita țara Bârsei, aur sau argint, o parte să se dea vistieriei, iar restul să le rămână lor. Pe deasupra, le-am lăsat pe deplin târgurile libere și vămile târgurilor din acest ținut le-am dat voie să-și ridice cetăți din lemn ca să apere regatul împotriva cumanilor. Mai hotărâm ca niciun voievod să nu aibă drept de găzduire la ei. I-am mai iertat de dinarii liberi și de pondere și le-am îngăduit să fie scutit și liber de plata oricărei dări, să nu fie supuși judecății sau jurisdicțiunii nimănui altuia decât a regelui și să aibă dreptul de a-și alege dintre ei pe judecătorul ce îi va judeca. Iar noi am poruncit ca suziși și cruciați să fie așezați în stăpânirea suspomenitei țări a Bârsei de către pristavul nostru cu hotar după porunca voievodului Mihai. Iar primul hotar al acestui ținut începe de la întăriturile cetății Ungra și de aici merge până la întăriturile lui Nicola, pe unde curge apa ce se numește Olt, și așa urcând pe Olt, merge până acolo unde prejmerul se varsă în Olt și iarăși merge până la izvorul aceluiași prejmer și de la izvorul apei ce se cheamă Timiș, merge până la vărsarea apei ce se numește Bârsa. Apoi de-a lungul munților Carpați, ce încing acest pământ, hotarul merge până la Hălmeag. Tot acest pământ, după cum îl înconjoară sus numiții munți și râuri, se numește Bârsa. Măcar că ceea ce noi am făcut mânați de dragoste frățească nu poate fi acoperit de uitare în fața aceluia care el însuși este dragoste. Totuși, din prevedere pentru viitor, am poruncit ca această milostenie să fie întărită cu mărturia peceții noastre. Sunt cuvintele regelui Andrei al II-lea al Ungariei. Odată stabiliți în țara Bârsei, teutonii întăresc vechile cetăți găsite aici și construiesc unele noi. Până în prezent nu s-a stabilit cu exactitate numărul și poziția acestora. Totuși sunt istorici care menționează printre cetățile întărite sau construite de către teutoni următoarele: cetatea Feldioarei, cetatea Neagră în Codlea, cetatea Crucii, cetatea Trecătoarea Tabla Buții,
cetatea Orăția din Pasul Rucăr, Bran, Brașov, Râșnov, Racoșul de Jos și Câmpul Lung. Peste 10 ani, în 1222, Andrei al II-lea confirmă donația țării Bârzei și le acordă acestora dreptul de a ridica cetăți de piatră, de a exporta sare, de a importa mărfuri de peste Olt și Mureș și îi scutește de vamă pe drumurile comerciale cu Valahia și țara secuilor. În același an, Papa Honorius al III-lea întărește privilegiile acordate de regele ungar și declară locuitorii țării Bârzei supuși ai cavalerilor teutoni. În 1225 însă, Andrei al II-lea îi alungă prin forța armată, fiindcă aceștia se puseseră sub ocrotirea Bisericii Catolice și obținuseră independența față de episcopul ardelean. Urmăreau să desprindă un teritoriu pe care să organizeze un stat teutonic de sine stătător, lucru pe care au reușit să-l ducă la îndeplinire în nordul Prusiei. Dacă doriți să aflați amănunte despre aceste acțiuni ale cavalerilor teutoni și despre șederea lor în spațiul românesc, puteți să urmăriți videoclipurile făcute special pe acest subiect. Am să vi le las în descriere. Am văzut că Andrei al II-lea face referire la prietenul lui Hermann von Salsa. Este al patrulea mare maestru care a condus Ordinul Cavalerilor Teutoni din 1210 până în 1239. Acesta a fost un bun diplomat, era apropiat de Sfântul Imperiu Roman, dar și de scaunul papal. Este cel care aduce ordinul în țara Bârzei, întrucât era prieten cu Frederic al II-lea, împăratul german, și cu Andrei al II-lea, cu care participase la Cruciada a V-a în Egipt. Vizitând cetatea, am aflat mai multe amănunte privind vestimentația cavalerilor teutoni. Astfel, aceștia purtau haine de corp din lână sau cânepă, în mai multe straturi matlasate, care aveau un rol de protecție împotriva armelor. Peste aceste haine de corp aveau o cămașă lungă de zale până la jumătatea pulpei și o glugă. Aveau mănuși, jambiere și pantofi. Peste zale purtau o tunică cu însemnele heraldice proprii sau o cruce neagră simplă. Peste tunică venea o manta albă, care avea de asemenea cusută o cruce neagră. Echipamentul era completat de un coif metalic, care avea o protecție nazală și vizor. Un alt tip de coif era cel de dimensiuni mai mari, care acoperea capul și gâtul. Era prevăzut cu două tăieturi în zona ochilor și perforații de mici dimensiuni în zona gurii și a maxilarului. Din dotarea cavalerilor nu putea să lipsească scutul, care avea dimensiune în funcție de înălțimea purtătorului. Trebuia să-l protejeze de la gât până la genunchi. Era confecționat din lemn, acoperit cu mai multe straturi, de clei, de in sau cânepă, un strat de grund, pergament și piele. Scutul era împodobit cu reprezentări heraldice. Dincolo de începuturi, cetatea ilustrează istoria acestor locuri, păstrează în interiorul zidurilor memoria locuitorilor satului Feldioara. Fotografii vechi, scrisori, fragmente din ziarele vremii vorbesc despre destinele bunicilor și străbunicilor feldiorenilor. În vremuri de răstriște le-a asigurat protecția, acum le păstrează și apără amintirile. Medaliile din primul război mondial, pozele cu soldați în uniforma imperială, scrisori îngălbenite de vreme, sudoare și sânge, ne sugerează doar suferința unor oameni pe care istoria i-a plasat într-o tabără sau alta,
când ei nu doreau decât să își apere familiile și pământul pe care s-au născut. Cetatea păstrează și elemente din viața locuitorilor satului, așa cum a fost ea acum 2-3 generații, cu obiecte folosite în gospodărie, la cultivarea pământului, creșterea animalelor, tot ceea ce am văzut și noi în casele bunicilor noștri. Este minunat cum sunt reprezentate cele trei etnii, săsească, română și maghiară, cu ceea ce au ele specific, și putem observa cum se întrepătrund elementele tradiționale, ca și viața și traiul lor de zi cu zi, pentru că, dincolo de etnie, toți aparțin acestui spațiu, sunt feldioreni. Mi-a plăcut cetatea. Îți induce o stare de pace, de liniște, pe care doar în cetățile Transilvaniei o găsești. Este un spațiu care trebuie văzut cu inima pentru a înțelege mesajul dincolo de poveste. Și feldioara ne spune că dacă ea este veșnică, amintirile noastre sunt în siguranță. Atât pentru astăzi, dragii mei. Vă îndemn să mergeți la Feldioara. Are mult mai multe de oferit decât ceea ce v-am prezentat eu și vă las să descoperiți singuri. Eu, cu siguranță, am să mă întorc. Din călătoria mea pe urmele cavalerilor teutoni, vă las în final videoclipul despre castelul Bran. Vă mulțumesc fiindcă v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine la fiecare postare și își împărtășesc opiniile. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.